pilda vameșului și fariseului. Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea oamenilor în pilde sau parabole, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce este împărăția lui Dumnezeu și care sunt fii împărăției. Pilda este o povestioară cu înțeles tainic, plină de învățături religios-morale, inspirate din viața de zi cu zi a oamenilor, prin care Fiul lui Dumnezeu transmitea acestora pe înțelesul lor învățăturile sale dumnezeiești. Într-o zi, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, pilda vameșului și fariseului. Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul stând, așa se ruga în sine, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca și acest vameș. Postez de dor pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, fi milostiv mie păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Fariseii erau oameni citiți, care cunoșteau bine și împlineau legea lui Moise, cu toate că mulți se considerau drepți, ținând trează conștiința evreilor, ei se mândreau cu faptele lor înaintea oamenilor. Pe ceilalți oameni îi disprețuiau, Considerându-i păcătoși, cum a făcut și fariseul din pildă. După cum vedem din atitudinea fariseului, a mers în față, stătea cu fața în sus, îi mulțumea lui Dumnezeu că el nu este ca ceilalți oameni, răpitori nedrepti adulteri, și că postește de două ori pe săptămână, dar și că dă zeciuiale din toate câte câștigă, nu doar din ceea ce era obligat. Și de asemenea, îi spune lui Dumnezeu că el nu este ca și vameșul din spatele său. Cu toate că fariseul făcea și fapte bune, mândria a făcut ca rugăciunea lui făcută cu aroganță să-i se risipească, să nu ajungă la Dumnezeu. Fariseul se situează pe el în centrul rugăciunii, nu pe Dumnezeu. Spre deosebire de fariseu, vameșul Stătea la intrarea în templu și nu îndrăznea nici măcar ochii să-și ridice către cer, ci bătându-și piatul zicea: Dumnezeule, fi milostiv mie păcătosului! Cu toate că vameșul era un om păcătos prin ceea ce făcea el, smerenia, adică comportarea lui modestă și respectuoasă de care a dat dovadă, a făcut ca rugăciunea lui să fie bine primită de Dumnezeu el s-a întors mai îndreptat, adică iertat, iubit și însoțit de Dumnezeu la casa sa decât fariseul. Concluzia comportamentului celor doi este trasă tot de Mântuitorul. Oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. De aici vedem că rugăciunea noastră trebuie făcută cu smerenie tot timpul, avându-l ca exemplu pe vameș, nu pe fariseul cel mândru. Rugăciunea este hrană a sufletului, fiind dialogul sau convorbirea omului cu Dumnezeu. Într-o rugăciune, mai întâi îi aducem lui Dumnezeu slavă sau mărire. Apoi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dăruit. Iar în final îi cerem ceea ce este de folos sufletelor noastre. De aici avem cele trei feluri de rugăciuni. De slavă sau mărire, de mulțumire și de cerere. De asemenea, rugăciunea poate fi publică când ne rugăm la biserică împreună cu ceilalți creștini și particulară când fiecare dintre noi ne rugăm personal, acasă sau în alte locuri. Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine, membrii familiei și alți oameni. Prin pilda vameșului și fariseului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos vrea să ne arate tuturor cât de importantă este rugăciunea făcută cu smerenie. De asemenea, această pildă vrea să ne arate că sunt oameni care, cu toate că ei fac lucruri bune, din cauza mândriei sau aroganței, în rugăciunea lor, aceasta nu este bine primită. În același timp, această pildă ne arată că există oameni păcătoși care, dacă își regretă greșelile și sunt smeriți, ei sunt primiți de tatăl cu brațele deschise. Rugăciunea este hrana sufletului. Fiind temelia vieții creștine și izvor de putere duhovnicească. Să recapitulăm. Rugăciunea vameșului păcătos a fost primită de Dumnezeu datorită smereniei. Rugăciunea fariseului s-a risipit datorită mândriei acestuia. Rugăciunea este dialogul omului cu Dumnezeu, este hrana sufletului fiind temelia vieții creștine și izvor de putere duhovnicească și este de slavă, de mulțumire și de cerere. Ca și temă de reflexie, scrieți pe care o compunere cu titlul Smerenia vameșului și faptele fariseului. Folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă, ținând seama și de întâmplările petrecute, în pilda Vameșului și Fariseului.